Salut și bine ați venit la un nou material Stax, material pe care aș vrea să-l consider primul dintr-o serie pe care am tot refuzat noi să o facem de-a lungul anilor în care avem acest canal și o să încep eu pentru că aș vrea să-i arăt lui Daniel cum aș vrea să facă materialele de review la acest moment. Mă rog, vorbim de o serie în care o să facem review-uri de produse, accesorii, auto. De data asta o să avem un accesoriu moto, iar în acest prim material o să avem un dispozitiv ce se conectează la motocicletă și vă face motocicleta 2024. După cum ați văzut în intro, acesta este produsul. Acum review-ul o să fie onest, pentru că cei de la Carpuride, cred că așa se numește, ce au trimis produsul, nu ne-au și plătit. Doar ne-au trimis produsul și putem să-l testăm așa cum vrem noi și să ne spunem părerea sinceră. Pentru unboxing, așa arată cutia, așa se deschide. Ia să vedem ce avem aici. Aici este produsul, o să vi-l arăt imediat, dar vreau să văd ce avem în cutie mai întâi. Altă prindere, cred că aici puteți să prindeți de ghidon. Cred că se poate face și mai mare, mai mic. Cam atât de mare, cam atât de mic. Ok. Avem aici o menghină. Teoretic, cei de la Carpuride mi l-au trimis pentru motocicletă BMW. De ce zic pentru motocicletă BMW? Pentru că el vine gata, pregătit. Dispozitivul să vină pe sistemul de GPS al motocicletelor BMW. După cum știți, ele puteți să vă comandați când vă comandați motocicleta sau o cumpărați second. Are un modul GPS care e... nu-l folosește nimeni, decât dacă faceți aventuri din alea nebune. Desigur, device-ul poate să fie conectat și la o motocicletă fără acest dispozitiv și atunci ei trebuie să trimită toate accesoriile ca voi să puteți să conectați device-ul la motocicletă. Asta vine pentru o prindere de ghidon, mai mult ca sigur. Ce avem aici? O siguranță cu intrare USB normală și probabil conectorul de la dispozitiv. Ne mai dau un fel de cablu cu o alimentare, ăsta e mai tradițional așa, cred că e pentru motociclete un pic mai nemoderne, să zic așa. Și conectorul pentru device, desigur. Și aici cred că este o siguranță, exact, cum vă ziceam, o siguranță pe care o puteți înlocui în cazul în care o să aveți probleme cu alimentare. Niște șuruburi, un cap de bilă și cam atât. Ce mai avem în cutie? Siguranță de rezervă. O cheiță ca să puteți să desfaceți și să strângeți, cred că astea. Ca să vedem. Mamă, ce ochean. Fix pentru astea ca să le puteți strânge bine în caz de n-aveți voi o cheie de, nu știu cât e asta. Și un plastic care să vă ajute să desfaceți ornamente de pe motocicletă fără să le zgâriați și să puteți să băgați cablurile pentru a alimenta dispozitivul. Manuale bla 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 bla. La BMW arată așa, e un dispozitiv, o să-l vedeți imediat pe motocicletă. Haideți să vă arăt și dispozitivul pe care mergem, îl conectăm și vedem cum se comportă în mers. Acesta este Apple CarPlay și Android Auto, dacă aveți nevoie. Și vă conectați telefonul la el, fără să mai stați cu telefonul prins de ghidon. Am fost acum în tură, mi s-a părut bine să ai o navigație în față, ok. Am fost nevoit să am cum telefonul cu o prindere quad lock, cum cred că au majoritatea, sau de la RAM, ceea cu arcuri și clips pe lateral. Dezavantajul foarte mare este că în momentul în care folosești Waze sau Google Maps, pe telefon direct, bateria se duce destul de repede și dacă n-ai un USB tras deja sus în ghidon, va trebui să mergi cum am mers eu, cu o borsetă în care am un powerbank și un cablu tras până la telefon și când te dai jos de pe motocicletă, uiți că ai cablu și zboară și poate rupi. Nu l-am rupt, dar nici departe n-am fost. Și atunci asta mi s-a părut un dezavantaj. Un alt dezavantaj pe care l-am avut eu personal, fiind motocicletă naked, este că telefonul după fiecare zi în care am mers a fost plin de gâze, plin de muște pe care le luam direct în cameră, direct în carcasă, trebuia să șterg în fiecare seară telefonul și desigur nu se ștergea foarte bine sau dacă n-ai lavete sau chestii de genul, iarăși nu e ok. Cam asta a fost unboxing-ul, ăsta este device-ul, după cum vedeți ei l-au trimis deja pregătit, montat, ar trebui să fie plug and play. Aici vine pe device-ul de la motocicletă, se prinde și se clipsează și acolo rămâne forever. Mergem, îl conectăm la motocicletă și vedem cât de ușor poate fi folosit cu mănuși,
cred că e foarte important, fără mănuși și cum se vede. Hai să mergem. Hai că am vrut să fac o schemă și acolo am echipament. Părea că vin din partea altă, dar nu mi-a ieșit. Bun. Acesta este dispozitivul Android and CarPlay, Apple CarPlay, wireless. Am uitat să menționez chestia asta în unboxing. Și acesta este suportul BMW ce vine din fabrică. Acum o să vă arăt cât de ușor este să instalați pe o motocicletă BMW acest device. Și probabil că pe o motocicletă ce nu este BMW și nu are acest suport ca plug and play este un pic mai complicat, dar nu foarte complicat. Adică nu vă trebuie vreo chestie, diplomă, ca să faceți chestia asta. Avem nevoie de cheie. Luăm cheie aici, deschidem unlock the device. Tragem siguranța până în capăt ca să nu se deschide, apăsăm, iese capacul. După ce ieși capacul, băgăm frumos capul aici ca să nu se rovească de alte lucruri și venim cu dispozitivul. Nu, eu sper să nu fiu blond și să-mi iasă. I-am pus siguranța, am scos cheia, iar el aici rămâne. Nu are cum să ți-l fure nimeni. Rectificare, cum să ți-l fure cineva. Așa, dacă o lași 10 minute duci la magazin, are de scos multe și cred că taie mai repede un lanț de bicicletă decât să îți fure ție dispozitiv. Motocicleta este keyless, atunci o să dacă merge. Bun, hopa, a pornit. Nu mai am baterie la cheie, dar nu e problemă. Nu mai am nici rezervă. Nu e problemă. Bun, acum suntem aici. Sper că vedeți unde umblu. Suntem aici, avem search. O să mergem direct prima locație să alimentăm. OMV Pipera. Aceasta. Scuzați-mi nasul. Go now. După cum vedeți, merge super, super, super bine fără mănuși. La OMV o să băgăm o altă locație în care mergem să spălăm motocicleta și de acolo vom vedea, de la OMV vom vedea și cum merge cu mănuși. Pot să fac și acum, dar vreau să vă mai țin în tensiune. Are pornit. Eu chestia asta nu știam. Văd că are pornit în momentul în care am pornit și eu motocicleta. Și acum vreau să văd dacă a rămas. A rămas navigația. Yay, forță. Bun, a rămas navigația. Avem și quad lock aici. N-am prinderea de telefon. Telefonul meu este în buzunar. Stă bine, mersi. Haideți să îi dăm bătaie să alimentăm. Mamă, ce aiurea, întorc capul cu asta, nu văd nimic. Noi să fim sănătoși. Închidem, înturtez nasul. Nasul meu turtit. Device-ul este jos. Dar dacă aveți un GS, dacă aveți ceva SNL XR sau ceva Adventure cu parbriz, de obicei prinderile astea, avem liber, de obicei prinderile astea vin undeva deasupra display-ului. Ce să vă zic, de unde sunt eu, de unde sunteți voi, probabil că se vede întrerupt display-ul, dar de unde sunt eu se vede clar, fără să mă deranjeze. Și atunci ne strecurăm ușor printre mașini, pentru că, de ce nu, avantajul de a avea motocicletă sau scooter în București. E complicat rău de tot, nici nu pot să întorc capul. Am uitat prinderea pentru cască și a trebuit să iau chestia asta care este de obicei pentru enduro. Eu oricum sunt și bun la enduro, am căzut de multe ori. Vă să-mi ziceți dacă se mișcă bine navigația. Pentru că din ce mă uit aici, suntem punct ochit, punct lovit. Cam așa văd eu, de aici văd eu ca poziție, ca să vă faceți o idee. Nu îmi dau seama de aici de unde sunteți voi cu camera, dacă se vede la fel de bine sau nu, dar ideea este că pe mine nu mă deranjează, adică nu mă obstrucționează vederea către display-ul motocicletei. Domnul rămâne pe banda acolo și noi ne vedem de treabă.
Bă, nu se pare că vibrează, mi se pare că stă destul de bine aici. Hai, Rox. Hai, Rox. Mi se pare că stă destul de bine aici, pe prinderea asta de motocicletă. V-am zis, să vine și pentru alte chestii. Iar el este... Iar el este tot timpul alimentat de la motocicletă. Și atunci, problema bateriei, de problema asta cu domnule, nu mai am baterie la telefon. Hai, ce crapă am luat. Nu mai am baterie la telefon, rămân fără baterie aici, trebuie să stau cablu conectat. Nu mai există. Asta este ce, de pentru mine cel mai mare avantaj. Și un alt avantaj este că vă puteți conecta căștile sau ce aveți voi pe motocicletă, dacă aveți din ăla, cum îi zice, Zena sau, eu nu am și momentan poate că mi-aș vrea doar să vorbesc la telefon, în rest nu prea sunt obișnuit să ascult muzică în timp ce merg pe motocicletă. Nu sunt un pilot cu experiență, sunt un începător și consider că mai bine să auziți motocicleta la început, până vă obișnuiți, să o simțiți înturații și să auziți traficul pe lângă voi, să vă obișnuiți cu lucrurile din jurul vostru, mai bine mergeți fără muzică, că merg cu a întâia, acum am elene să schimb. Ar fi trebuit să-i dau și eu a doua, să merg și eu ca omul, merg așa turat, să mă audă lume. Uite, scooter, rachetă mondială, vă garantez. Indiferent cum e el, mare, mic, cel mai bine e decât să mergeți cu o mașină. În cazul în care puteți, desigur, nu vă zice nimeni, domnule, mergeți doar cu mașină. Deci nu mergeți cu mașina, că trebuie cu mașina, cu motocicleta, că trebuie doar cu motocicleta. Dar în traficul din București, dacă sunteți ușor atenți, vă asigurați, nu aveți încredere în nimeni, asta ar fi o chestie de adăugat, să nu aveți încredere în nimeni, vă garantez că va salva foarte, foarte mult timp. Hai să vedem. Stai acolo, Nea. Stai acolo că te-ai pus bine. Hai să vedem unde ne punem și noi. Aici. Bun. Ia ce tare. O să plătesc și aici repede. Oprim motocicleta. Ia să vedem, se oprește și... Nu. Rămâne conectat atâta timp cât avem... contactul pus. În momentul în care iau contactul, rămâne în continuare, dar aveți aici un buton în care puteți să-l stingeți. Și gata, s-a stins, acum nu mai este un consumator. Îl las să fie navigația conectată, adică mă refer într-o tură mai lungă, dar poate să fie și un dezavantaj chestia asta, pentru că cel mai probabil mulți dintre voi o să uitați că l-ați lăsat pornit și o să veniți dimineața la motocicletă și o să puneți contactul și o să nu să aveți cum să porniți, că rămâneți fără baterii. 9 de 95, ce ghinion. Și că a fost manevra lui Mihai asta, să nu ai bei benzină de 95, să punem de 100, bam, 10 litri. Și acum punem asta aici, ia să vedem, atinge, treci peste. Am, dar nu melene să scot acum, spun motocicletă. Doar carburant. Plătește aici. Și-mi dă și bun. Ah, am și bun. Suntem aici. Uite, mai vin o motocicletă. Mulțumesc băiatului că m-a lăsat să vă arăt. Aici sus, cum vă ziceam, pe motocicleta Adventure, se poate prinde device-ul, dacă nu aveți BMW, cu clema pe care v-am arătat-o. Și o să aveți Android Auto și Apple CarPlay, fără să stați cu telefonul în bord. Mersi, te salut. Remote key, change battery, ok, mulțumesc frumos. Bun, suntem aici, hai să vedem cum se mișcă acum device-ul cu mănuși. Mănușile, da, sunt mănuși din astea, cu toate mănușile au cu touch sensitive. Dacă vreți să testezi și cu ăsta, merge și cu ăsta, nu știu ce am dat. nu mergem acolo, nu merge, stop. Deci merge cu orice deget de la mănușe, da? Și puteți să mișcați foarte ok. Apăs ca bătrânii, dar aia e. Unde știu că sigur vei găsi loc. Și o să
pot să plătesc cu cardul, pentru că nu am bani cash. Dar cum v-ați obișnuit, ați văzut, ați observat, chiar dacă am închis-o când am plecat, în momentul în care am pus contactul, el a pornit. Iar acum repornește pentru că, după cum știți și voi, la motociclete, ca și la mașini, când pornești motorul, resume drive, go! Aici am zis, ce, resume? Da, am luat-o bine. Nu vă uitați la viteză. Efectul, CJ, mai apucat de CJ. O chestie foarte interesantă la acest device este faptul că puteți să vă conectați două sisteme audio. Adică dacă mergeți cu un pasager în spate, că în față e cam greu, dar dacă mergeți cu un pasager pe motocicletă sau pe scooter și vreți să ascultați aceeași muzică la un drum lung, puteți să vă conectați amândoi la device-ul ăsta. Cum vedeți aici, eu am YouTube Music, n-am Spotify, dar aveți și Spotify cu siguranță. Vă conectați la Spotify, pilotul, că pasagerul e cam nasol dacă se bagă peste tine, și de acolo puteți să ascultați aceeași muzică. Avantajul la chestia asta este că tu ești DJ-ul, nu mai e DJ-ul din dreapta, pasagerul nu mai este DJ, ai full control asupra muzicii pe care vrei să o asculti în timp ce conduci motocicleta ta. Mulțumită. E o chestie foarte mișto. La telefon nu știu dacă merge să faci chestia asta, n-am încercat niciodată. Din ce știu eu, poți să conectezi un singur set de căști la iPhone, pentru că asta am eu, un singur set de căști ale tale. Și dacă ai AirPods, să zicem, poți să-i dai și colegului o cască, dar ce faci? Așa, cu un intercom este mișto că poți să asculti și muzică și poți să și vorbești, cred, cu... Mă uităm că și eu vin. Iată ei. Așa, putem să și vorbim între noi. Mersi frumos. Putem să și vorbim între noi în timp ce ascultăm muzică. Da, deci asta e o chestie foarte mișto. Still there, of course, still there. Nu v-aș recomanda să faceți asta pe motocicletă, că mai ales dacă e cum e device-ul, dispozitivul CarPurai. Bă, eu zic CarPurai, dar nu știu dacă așa se zice corect. Asta e așa. Uite, acum dacă eram cu telefonul meu, mă oprea poliția, așa am device. Am device, domnule, am CarPurai de aici pus. Și ce aș adăuga este că am și 30% discount pentru voi. Da, da, 30% discount pentru device-ul ăsta, comandat, vine destul de repede, de când mi l-au trimis până a ajuns, a durat cam o săptămână și un pic, pentru că vine din țări străine, din străinătățuri, nu vine din România, iar din ce mi-au zis ei, acum știți cum e, o dau și mai departe, ne-au scris în... le-am cerut niște informații, pentru că eu, personal, eu nu am auzit de CarPurai. Am căutat înainte pentru prinderea asta, am zis că mi-au o prindere originală BMW pentru telefon, care are un fel de wireless charging, dar știți și voi, la mașini wireless charging ăla este foarte lent și nu prea încarcă. Adică dacă tu spui telefonul aici, n-am testat la BMW, de ce să nu, dar dacă spui telefonul aici și bagi pe navigație ceva, să zicem, este posibil la o mașină normală ca telefonul să se descarce mai repede decât încarcă wireless-ul de pe mașină. N-am testat la motocicletă, probabil că și aici au niște limitări aceste wireless charging-uri, nu sunt foarte IT guy, dar mă gândesc că așa e o soluție care nu ai cum să rămâi fără baterie la chestia asta, nu ai cum să rămâi fără baterie. Deci, atât timp cât ai baterie la motocicletă, o să ai baterie și la CarPurai. Eu zic CarPurai pentru că nu am întrebat, domnule, audio cum s-ar zice? Scrieți-mi și mie cum se citește. Păi, avantajul la motocicleta mea este că trebuie să mă uit bine, acum am și camera asta aici și mă încurcă cumva în poziția normală.
dar trebuie să mă uit un pic în jos și îmi ia privirea de la, de la drum, știi? Să zic că ăsta ar fi un, un dezavantaj, dar în rest mi se pare băi, perfect, că merge foarte, foarte bine. Poate ochiile de socră, că eu sunt o socră când vine vorba de chestiile astea, ar zice că rezoluția nu este gândită pe forma device-ului ăsta. Asta este un display de 5.5, au unul și de 7. Dar îți dai seama cum arăta televizorul ăla aici pus pe motocicleta asta? Desigur, dacă aveți o motocicletă mai mare, un Adventure, un altceva, cred că v-ar ajuta mai mult un device mai mare. Așa. Ne dăm așa să punem click-ul. Bam, am oprit. Da. Bun. Bun spre foarte bun. Îmi place. Hai să vedem ce mai avem aici. Să umblăm un pic în el. Și toate aplicațiile. Muzică, ca exact tot ce aveți voi pe telefon. Aici și aici. Plug share. Ar fi tare să pot să-mi conectez am hibrid motocicletă. Încă n-au apărut motociclete hibrid. Cred. Dacă a apărut, îmi pare rău. Nu știam. Ai și WhatsApp. Mi-a scris Daniel. Ia să vedem. Mamă, 53 de... Hei, Siri! N-ai cum să mă auzi că nu sunt conectat. Bun. Anulăm. Eu zic că se mișcă decent. Ai și hărțile de la iPhone, ai și Google Maps, Car Home, ce este asta? Am intrat. Aici este în cazul în care nu ai un telefon, poți să-ți conectezi cardul. Ia să deschid un pic că mor de cald. Îți conectezi cardul, ai ce asta? A, auto? Oare are și un... Please install Android Auto, ok. Bun. Ai Play. Și atât. Setări. Nu știu ce sunt astea. Volum, media, voice. Cum vă ziceam, puteți să ridicați. Te enervează că vorbește prea mult în spate. Intre aici afară să vadă și... Pardon. Intre aici afară să vadă și faci... Da. Ai bine, doi aceste aud un pic. Da, e diferență oare între... Da. Se mișcă mai bine cu mâna, e normal. Așa și luminozitatea. Aici ați văzut că, uite, asta este la maxim. Asta este la minim, în caz de mergeți pe noapte. Aveți și un modul de auto. Da? Aici e auto, zice că e bine așa. Ce mai avem? Nu e nimic acolo. Mounting. Îți arată nordul, altitudinea, e interesantă chestia asta, în caz de vrei să mergi pe munte, să știi la ce altitudine ești. Avem limbi, Chinese, normal, vedem dacă avem română, nu suntem munte de atât de avansați, aveți și Wi-Fi, aveți mai multe lucruri. Bun. Haideți să testăm să vedem cum rezistă la apă. Și acum noi spălăm motocicleta. Normal. Și în spălarea asta ne gândim că bă, așa plouă cu spumă de asta albă. Na. Mergem și hai să vedem. Merge? Ia vezi, bă, că merge în continuare. Stai, că mai e până vine. Nu știu dacă vedeți, dar se mai mută un pic display-ul. Bă, dau pe el din toate părțile. Merge? Ia. Wait. Merge, un frate. Merge. Ce mai vrei? Nu listening, că n-am sunat pe nimeni. Da, asta este de la apă, n-ai ce să-i faci. Are și ea proprietățile ei. Să spălăm repede motocicleta. Dacă vă place motocicleta, nu știu dacă o vând, mă mai gândesc.
Dar dacă o vând, o să pun pe pe net. Băi, după cum vedeți, e rachetă, n-am. Adică merge. Asta e bateria mea. Merge fără probleme. Era bine dacă o aveam în tur. Chiar era utilă. Da. Un cadru strâmb de final care Vreau să vă zic că am freza, zici că am la bătaie. Bun. Cu alte cuvinte, acesta a fost materialul. Device-ul, după cum vedeți, funcționează și pe apă. Și vă promit că o să-l dau în teste și altor prieteni care poate nu au BMW sau au BMW și vor să testeze. Mi-am luat contactul pentru că am văzut o chestie și sunt curios dacă se stinge până terminăm noi acest review. Dacă se stinge, bine, dacă nu, nu. Da, ce pot să zic este că aveți în descriere toate detaliile pentru a profita de oferta de 30% pe care ei au dat-o către comunitatea noastră. Sper că v-a plăcut acest clip de review, prim review de produse și plimbarea cu motocicleta. Vorbesc mult pe motocicletă, nu știu de ce, pentru că eram... de fapt știu că sunt în spatele camerei, aici vorbesc mai puțin și nu se stinge. Încă nu se stinge. Dar acestea fiind spuse, CarPuride, după mine până acum review-ul ăsta scurt, unboxing și așa mai departe, este un device ce merită să vi-l cumpărați. Și s-a stins. Deci puteți să-l lăsați și peste noapte dacă aveți garaj, fără să umblați la niciun buton. Aveți discountul de 30% în descriere. Dacă mai vreți să vedeți review-uri de accesorii, echipamente, moto a fost de data asta, dar vă promit că Daniel pregătește acum ceva pe auto. I-am zis, de-aia m-a și lăsat, m-a așteptat să fac eu review la device-ul ăsta de la CarPuride, pentru ca el să știe cum trebuie să facă. Îl aștept. Facem un battle. Următorul îl face el, după aia fac eu review și la final voi alegeți cine să facă review-uri. Eu sau el. Like, share și subscribe, cum zice Daniel, și ne vedem în următorul clip.